acești 11 ani pentru tine? Păi au fost palpitanți, au fost plini de încercări, plini de întâmplări de toate felurile, unele frumoase, unele mai puțin frumoase. Am făcut foarte multă muzică, am cunoscut foarte mulți oameni talentați, am avut ocazia să leg prietenii, am avut ocazia să și pierd prietenii. De cât timp ești în familia HaHa? Din acum 11 ani. Primii oameni. Primii, eu fac parte dintre primii oameni care visau ca Bălani la ceva ce ne doream, de fapt. Cum au trecut acești 11 ani? Băi, cam repede au trecut. Adică m-am uitat la pozele alea de la început. Eram mai altfel, eram mai cu barba un pic mai neagră, mai astea, ce să zic, au trecut, dar au trecut frumos. Da, măi, 11 ani, bravo, bravo Andrei, bravo Andrei, pentru cei care nu știu cine Andrei e, Smiley, the great Smiley. Bravo lui, uite, a crezut în ceva și uite, a devenit o chestie atât de mare, atât de iubită, atât de îndrăgită, într-o piață destul de dură. Ce avem aici, o casetuță? O casetuță și telefonul meu cu H. Ai văzut? Nu. Cam H? Asta înseamnă să fii un fan adevărat. Te nu înțeleg cum au trecut 11 ani. Eu am senzația că s-a înființat ieri, nu știu, HaHa Production. Mă îngrijorează puțin că trec atât de repede anii, dar pe de altă parte sunt așa de fericită că există și așa de mândră de ei, de zici că i-am ajutat cu ceva, dar nu i-am ajutat cu nimic. Mi-ar fi plăcut. Coincidență sau nu, Măruța a împlinit tot 11 ani de când face lumea să râdă zi de zi și nu e vedetă HaHa care să nu fi trecut măcar o dată prin platoul lui Cătălin. Să știi că și noi am făcut 11 ani de la Măruță. Hei, la mulți ani! Și vreau să te întreb ce amintire te leagă de Cătălin, de emisiune. Mă leagă foarte multe amintiri de Cătălin, că noi ne cunoaștem încă de pe vremea lui Simplu, deci multe. De când avea păr creț și lung, de când îl avea prins în coadă, deci de atunci. Îmi aduc aminte că de fiecare dată când am avut ocazia ne-am distrat împreună în direct, adică fără niciun fel de scenariu, fără niciun fel de pregătire. Așa o amintire nebună, nu știu, el e băiat serios, nu merge cu mine la amintiri de-astea nebune. A, bine, cu Cătălin de la începuturi, cu snoave, cu farse, cu nu știu ce, adică avem ceva la activ, avea pasiunea asta pentru... Știu că am zis, am zis, să-mi fac așa cea, dar când am văzut ce a făcut soției lui, Andra, am zis, e clar, atunci eu am fost norocos. Deci astea nu o să le înceată, farsele lui Măruță. Nu. Și bineînțeles, mai nou, nu pot să uit, cum să zic eu, mă bucură că o parte din tematica emisiunii este despre mâncare, cu mâncare, și atunci îmi face plăcere de fiecare dată să mă duc la Măruță, pentru că știu că de acolo vin hrănit. Care este cea mai tare amintire a ta cu Cătălin? Cu Cătălin? Mamă, fiecare amintire cu Cătălin este deosebită. Cătălin, nu știu, Cătălin e un simpatic. De fiecare dată când ne întâlnim și vin la voi în emisiune, mă strânge foarte tare de umăr și aș vrea să-i transmit pe această cale. Cătălin, dacă ți-e dor, dă-mi un mesaj, hai să ne vedem, vreau să-i scriu și Andrei o piesă, deci la fix. Am foarte multe amintiri cu Cătălin, dar cea mai... Amintirea care mi-a rămas cel mai tare impregnată în creier, eu am avut o piesă cu Andra acum ceva timp și îmi doream mult să fac piesa aia cu Andra, adică eram mega entuziasmat, mega fericit și în momentul în care în sfârșit s-a finalizat piesa, trăseserem toți vocile, am ajuns la studio puțin mai târziu decât toată lumea și mi-a zis că Cătălin, știi Liviu, piesa asta cu Andra, am vrea ca Andra să fie singură pe piesă totuși, dar o să faci altă piesă cu ea. Și am uitat așa un pic, după care am început să râdă tot și a făcut mișto de mine, da. Asta mi-amintesc sigur și știu sigur că și el își amintește, 100%. Mi-a dat un pic lumea peste cap atunci, dar uite că s-a întâmplat. Nu pot să spun decât bravo Cătălin, de 11 ani ești forță.